Astăzi voi explica un film dramatic american numit Cashback. Protagonistul filmului este Ben, un timp de 25 de ani cu față de bebeluș care este întotdeauna bun și blând cu ceilalți. S-ar presupune că el este prietenul ideal, dar lucrurile stau exact invers. Ben nu este un criminal în serie, dar are capacitatea de a îngheța timpul și de a face tot ce vrea. Bineînțeles că folosește asta pentru a dezbrăca fete și pentru a-și desfășura pasiunea preferată și anume pictura. Fie că este pe drum, la supermarket sau chiar la filme, Ben le îngheață pe fetele frumoase și le face portrete nud. Totuși, nu a fost întotdeauna așa. Ben era un tip normal, la fel ca noi toți. Avea o prietenă grijulie și un viitor promițător. După aceasta, filmul revine cu 5 săptămâni mai devreme, unde totul a mers prost. Ben este văzut având o ceartă cu iubita lui, Suzy, care îl numește un ratat. După ce s-a săturat, el se desparte de ea, iar acest lucru o înfurie și mai mult pe Suzy. Ea începe să arunce obiecte în el și în acest moment totul se transformă în slow motion pentru Ben. În urma despărțirii, Suzy trece rapid mai departe și își găsește alinarea cu un alt tip. Ben îi observă împreună la cantină și devine puțin neliniștit. Prin urmare, pentru a-și distrage atenția, se înscrie la cursurile de artă. Din moment ce Ben a fost interesat să facă portrete încă din copilărie, realizează fără efort tablouri frumoase, ceea ce îl surprinde chiar și pe profesor. Ben este specializat în realizarea de portrete umane ultra-realiste. Cu toate acestea, noaptea lucrurile devin extrem de grele pentru el. Ben nu pare să treacă peste despărțire deoarece de fiecare dată când închide ochii o vede pe Suzy. Zilele trec și în cele din urmă are insomnii. Acum Ben nu poate dormi nici măcar o oră. Amintirile foste lui iubite îl transformă încet încet într-un maniac deprimat. Copleșit de regret și suferință, Ben îi dă în sfârșit un telefon lui Suzy și o roagă să se întoarcă. De asemenea, își cere scuze pentru că a transformat relația lor într-o mizerie, promițând că nu o va mai face niciodată. Dar în ciuda faptului că Ben se coboară atât de jos pentru ea, Suzy îi refuză cererea și închide apelul. Acest lucru îl trimite pe Ben într-o depresie și mai adâncă. Pe parcursul următoarelor zile, el încearcă din răzputeri să-și petreacă timpul singur. Ben citește cărți, se uită la filme și chiar merge în excursii solo în alte orașe. Cu toate acestea, când se lasă noaptea, insomnia apare, făcându-i dificilă concentrarea. Deci, începe să meargă în excursii aleatorii și pe timp de noapte. Într-o noapte se îndreaptă către un supermarket local, unde observă un anunț cu locuri de muncă pentru tura de noapte. Ben crede că este oportunitatea perfectă de a-și petrece timpul și de a câștiga și bani, așa că aplică imediat pentru job. A doua zi, el se duce la un interviu cu managerul Jenkins și în cele din urmă obține postul. Ben este în sfârșit fericit după mult timp și are sentimentul că viața lui este pe cale să se schimbe. Pe măsură ce Ben se obișnuiește cu noul său loc de muncă, el observă modul în care fiecare dintre colegii săi se ocupă de arta de a-și petrece timpul în mod diferit. Casiera Sharon Ponte are cel mai unic stil. Ea se asigură că întotdeauna ascunde ceasul cu diverse obiecte. Ea crede că timpul va trece mai încet dacă se uită la ceas. Apoi există un tip răutăcios pe nume Barry Brickman, care nu este niciodată serios la serviciu. Alături de prietenul său la fel de viclean pe nume Matt Stevens, el face diferite farse clienților femei, cum ar fi să strecoare o jucărie de adulți în genți. Unii dintre clienți sunt șocați când îl găsesc, dar totuși unii dintre ei decid să o păstreze. Sigurului tip, căruia nu-i pare să-i pese de timp, este șeful lor, Jenkins. El poate continua și mai departe la cât de bogat și de succes este. Odată ce începe discursul său egoist, timpul trece foarte repede pentru el. Dar dintre toți angajații din schimbul de noapte, Ben are cel mai neobișnuit mod de a-și petrece timpul. Pentru că a fost rănit în trecut, Ben se disociază de timp și realitate. Cu alte cuvinte, își folosește superputerile pentru a îngheța timpul și în cele din urmă împrejurimele sale, astfel încât să poată face ceea ce vrea. În mod normal, cineva ar fugi cu banii sau ar face niște lucruri explicite, dar Ben vrea doar să-și perfecționeze abilitățile artistice. Deoarece este uluit de corpul feminin, el alege clienți la întâmplare, îi dezbracă ușor și începe să deseneze portretele. Ben nu are sentiment de față de ei, vrea doar să se asigure că și îmbunătățește desenul. Odată ce a terminat, îi îmbracă înapoi și își pocnește degetele, făcând ca timpul să revină la normal. Aceasta este viața lui Ben de acum. Nu este ceva cu care se poate mândri, dar cel puțin nu mai este acea persoană deprimată și nebună. Încet, dar constant, a început să se abată de la Suzy. Acasă, Ben își petrece timpul adesea cu cel mai bun prieten al lui, Sin. Cei doi se cunosc încă de când erau copii. Sin este exact opusul lui Ben pentru că tot ceea ce își dorește este să intre în pantalonii unei fete. Se dezvăluie că a fost la fiecare club din oraș. Într-o noapte, în timpul schimbului de tură, Ben se întâlnește cu casiera Sharon la vestiar. El pare să fie îndrăgostit de ea, dar nu poate spune asta. În timp ce vorbesc, casiera prietenoasă ia o mușcătură din sandwichul său, șocându-l. O bucată mică de murătură se lipește de obrazul lui Sharon, iar ea încearcă să se șteargă. Văzând că nu reușește, Ben intervine și o șterge, creând un moment foarte ciudat între cei doi. După un timp, Sharon decide să plece și se îndreaptă spre ușă. Ben vrea să înghețe momentul să trăiască cu ea timp de o săptămână, dar când își revine, Sharon a plecat deja.
După un timp, Ben își desfășoară activitatea, iar Matt iese dintr-o dată de pe un raft și dezvăluie că merge la film cu Sharon. Acest lucru îl devastează pe Ben și se întreabă de ce este atât de ghinionist. Apoi își amintește de zilele de la școală în care s-a îndrăgostit pentru prima dată. Era cea mai deșteaptă fată din clasă pe care obișnuiau să o placă toți. Într-o zi a avut un accident și a rupt brațul, din cauza căruia a fost nevoit să poarte gips. În fiecare zi, colegii ei obișnuia să scrie lucruri încurajatoare pe gipsul ei, pentru a o face să se simtă mai bine. Ben a vrut să scrie și el ceva, dar era prea rușinos ca să se apropie de ea. Din nefericire, reticența lui l-a costat, deoarece câteva zile mai târziu fata și-a îndepărtat gipsul. Toată lumea s-a bucurat să o vadă bine, dar când a observat că i-a crescut niște păr pe brațul acela, au început să-și bată joc de ea. Fata începe în cele din urmă să plângă și atunci Ben decide să vină. O duce într-un colț și o consolează, spunând că va fi cu ea indiferent ce se va întâmpla. Curând, cei doi devin buni prieteni și cele din urmă iubiți. Într-o zi, fata se apropie brusc de Ben și întreabă dacă vrea să o sărute. Fără să se gândească de două ori, el spune da, iar cei doi convin să se întâlnească în locul lor preferat în weekend. Ben este bucuros că va săruta o fată pentru prima dată. Are insomnie în aceste zile, iar când vine în sfârșit weekendul, ajunge mai devreme la fața locului. Așteaptă toată ziua, dar fata nu ajunge, frângându-i inima. A doua zi la școală, Ben află că fata s-a mutat în alt oraș împreună cu părinții ei. Este prima dată când s-a simțit neputincios și deprimat. Înapoi, în prezent, Jenkins își adună toți angajații și informează că vor juca un meci amical de fotbal cu prietenii săi. Ben și ceilalți nu vor să joace, dar nu au altă opțiune. În timpul meciului, echipa de la supermarket pierde foarte mult, fiind clar că niciunul dintre ei nu știe să joace. Echipa adversară ajunge la scorul de 26-0. Când Ben s-a săturat, îngheață timpul și se îndreaptă spre vestiar pentru a se relaxa. Brusc, un timp se dezgheață și fuge. Acest lucru dezvăluie că Ben nu este singura persoană care a dobândit această abilitate. După un timp, el iese și pocnește din degete, lăsând timpul să revină la normal. În acest moment, Matt lovește atât de nasol mingea încât ajunge să lovească pe Jenkins în față. El este dus imediat la spital, iar toți ceilalți coechipieri pleacă acasă, lăsându-i pe Ben și Sharon singuri. În seara următoare, cei doi merg la un restaurant din apropiere și încearcă să se cunoască mai bine. Acolo, Ben află că ea este de fapt singură și că Matt doar glumea că se întâlnește cu ea. Sharon spune că și-a dorit întotdeauna să cunoască un pictor și că își imaginează că pot vedea adevărata frumusețe a lucrurilor. În timp ce cei doi vorbesc, este clar că au chimie. După întâlnirea lor neoficială, Ben o duce pe Sharon acasă și distruge primul lor sărut, pupând-o pe obraz în loc să o facă pe buze. A doua zi, Jenkins, care era desfigurat, anunță că va găzdui o petrecere cu ocazia zilei sale de naștere. Sharon îl întreabă pe Ben dacă vrea să vină cu ea la întâlnire, iar acesta din urmă este de acord, fiind foarte fericit. Mai târziu, Jenkins îi cheamă pe băieți în biroul său și le dă sarcini separate pentru pregătirile pentru ziua lui de naștere. Ben este însărcinat cu angajarea unei prostituate la petrecere. Deși nu a vorbit niciodată cu cineva în viața lui, el cunoaște doar o persoană care îl poate ajuta. Mai târziu, îl întreabă pe cel mai bun prieten al său, Sin, dacă poate să-l ajute, promițindu-i că îl va duce la o petrecere dacă va face treaba. Cei doi se îndreaptă apoi către un club local, unde Sin își folosește experiența și angajează o fată pentru petrecere. A doua zi dimineață, Ben primește un telefon de la un bărbat anonim care pretinde că este pasionat de artă. Are o galerie de artă în oraș și vrea ca lucrările lui Ben să fie expuse acolo. Acest lucru îl încântă deoarece este prima dată în viața lui când cineva i-a apreciat tablourile, dar fără să știe, se dovedește a fi o glumă făcută de Barry și Matt. În acea noapte, Ben se îmbracă pentru petrecere și se duce să o ia pe Sharon. De îndată ce ea deschide ușa, el îi spune că o organizație artistică vrea să expună operele de artă. Sharon îl felicită din toată inima și cei doi se îndreaptă spre petrecere. Când sosesc cei doi, petrecerea este deja în curs. Sin este respins de o fată, Matt și Barry dansează cu niște sociopați, iar Jenkins este DJ. Chiar atunci, Barry o observă pe fosta lui iubită, Suzy, prin mulțime. Se pare că ea este iubita fratelui lui Jenkins. Curând sosește și prostituata și încinge petrecerea. Sin formează o conexiune instantanee cu ea. Între timp, Ben se îndreaptă spre baia unde dă peste Suzy. Fără să piardă timpul, ea spune că vrea să se împace și să redevină un cuplu. Ben nu vrea asta pentru că a cunoscut deja iubirea vieții sale, dar nebuna continuă să insiste. Din senin chiar îl sărută forțat. Ben o împinge imediat pe spate, dar când se întoarce, își dă seama că Sharon a fost martoră la întreg incidentul. Ben încearcă să explice că nu este ceea ce pare, dar casiera nervoasă pleacă fără să vrea să-l asculte. După un timp, Ben merge direct în apartamentul lui Sharon și încearcă să explice totul, dar ea este mult prea nervoasă. Când începe să-l înjure, Ben se supără și pleacă. Din cauza despărțirii, el se îndreaptă din nou în lumea sa de depresie și insomnie. Singurul lucru pe care îl așteaptă cu nerăbdare este întâlnirea lui la presupusa companie de galerii de artă care îl chemase. În scena următoare, marea zi sosește și în sfârșit și Ben merge acolo cu unele dintre cele mai bune lucrări de artă ale sale. Așa cum era de așteptat, proprietarul galeriei de artă neagă să fi programat o întâlnire cu el, făcându-l pe Ben să realizeze că i s-a făcut o farsă. Dar tocmai când este pe cale să plece, proprietarul observă câteva dintre schițele lui cu Sharon și cere să o arunce o privire. Deloc surprizător, îi plac, iar lui Ben se oferă o seară pentru a-și expune lucrarea în galerie. Câteva zile mai târziu, Sharon primește invitația oficială la expoziția de artă lui Ben. Deși
deși este supărată pe el, totuși decide să viziteze galeria. Când Sharon ajunge acolo, ea este surprinsă să vadă că fiecare operă de artă de acolo iese despre ea. Se pare că Ben a încetat să facă portrete altor femei și și-a folosit tot timpul pe Sharon. Era dragostea vieții lui și el nu se putea uita la nicio altă femeie în afară de ea. Între timp, Sharon și Ben se întâlnesc în sfârșit. Acesta din urmă încearcă să explice ce s-a întâmplat în seara petrecerii, dar Sharon spune că nu trebuie. Acum și-a dat seama cât de mult o iubește, doar uitându-se la picturile lui. Cu toate acestea, cei doi se apropie și se sărută romantic, chiar în mijlocul sării de artă. În scena finală, Ben își folosește puterile și îngheață totul. Cu toate acestea, chiar și Sharon poate să se miște în timpul înghețat. Cei doi ies în zăpadă unde milioane de fulgi de nea sunt blocați în timp. În cele din urmă, cei doi se sărută încă o dată, filmul având un final fericit.